La aproximativ 2 luni distanță de la producerea avariei care a afectat traficul rutier timp de 72 de ore, asfaltul s-a lăsat din nou în intersecția din fața sediului primăriei Suceava. Miercuri 19 iunie a apărut o mică groapă în carosabil care ulterior s-a extins. Un angajat al poliției locale a semnalizat zona problematică. În scurt timp a fost sesizat și Acetul. Primarul Sucevei Ion Lungu a fost informat de către directorul Ștefan Groza că s-a înfundat canalizarea din spatele primăriei și că în acest context pe canalul termic a venit apă care a spălat nisipul de pe conducta pusă la avaria precedentă și de aceea s-ar fi lăsat asfaltul. Conducta reparată nu ar avea probleme. Carosabilul a fost adus la starea inițială în mai puțin de 24 de ore. Știți poate ce s-a întâmplat în intersecția din fața sediului primăriei? A apărut ieri o nouă avarie exact în locul unde au intervenit cei de la Acet în urmă cu 2 luni. Pare că tot la zona în care s-a intervenit, din nou a fost o scurgere acolo, mă rog, sunt probleme tehnice și nu vreau să mă pronunț. Dar, cu siguranță, săptămâna viitoare voi avea o întâlnire, sau mă rog, după zile speciale, voi avea o întâlnire și o discuție cu domnul Groza, conducerea Acetului, să stabilim o modalitate de colaborare, că și pare că și aici sunt niște probleme de lămurit și eu am convingerea că vom găsi soluții în așa fel încât să se reducă numărul acestor avarii. Rețeaua de apă și de canalizare a Sucevei s-a transformat într-o sită. Nu este zi în care angajații de la Acet să nu fie chemați pentru remedierea unei avarii. Primarul Ion Lungu a explicat că până acum s-au investit peste 100 de milioane de euro în rețelele de apă și de canalizare, însă preponderent pentru extinderea acestora, mai puțin pentru înlocuirea celor vechi. Ce poate să facă primăria pentru remedierea acestor probleme? Da, cred că primăria și-a făcut datoria. Adică sunt primarul municipiului Suceava, s-a adus în oraș investiții de 100 milioane de euro pe apă și canalizare. Da, este adevărat că s-au dat bani primului de la Uniunea Europeană pentru extinderea de noi rețele de apă și canalizare și mai puțin pentru reabilitarea de magistralii vechi. Și totuși, cei care sunt strategi aici, care trebuie să știe vulnerabilitatea acestor conducte, sunt cei de la Acet. De aceea eu ne-am cerut și avem discuții în continuare să facem o listă de priorități acolo unde sunt vulnerabilități, să putem interveni pe banii primării, pe banii europeni, să continuăm, să finalizăm de înlocuit o serie de magistrale. Dar se întâmplă în partea veche a orașului, ca să spun așa, unde conducte magistrale sunt vechi din anii 60 și ca atare o parte din ele sigur că cedează și trebuie să fie înlocuite. Eu, ca primar, încă o dată spun, mi-am făcut datoria, dar de această dată trebuie să spună profesioniști la acest unde intervenim, care sunt prioritățile, unde sunt zonele vulnerabile. Eu am avut o discuție în această dimineață cu domnul Groza, l-am rugat să vină cu niște propuneri concret în acest sens, să intervenim acolo, dacă știi exact zone vulnerabile la magistrale unde sunt probleme, se poate interveni. Repet, nu sunt eu cel care stabilește prioritățile și intervențiile pe Acet. De asta avem un operator în Acet regional, sigur primarul este acționar cu 54% acolo în acțiuni, dar eu nu pot fi și primar și director la Acet, acolo este director, este Consiliul de Administrație, este președintele Consiliului de Administrație. Trebuie să intervină, să prevină și primăria are să la dispoziție. Acet înregistrează anual peste 500 de avarii doar în municipiul Suceava. Statistica nu cuprinde doar conductele găurite, ci și defecțiunile care apar la contoarele de apă.